Pe data de 24 aprilie de la ora 19 la Sala Sporturilor din Pitești va avea loc cea de-a 8-a ediție a Galei K1 și Arte Marțiale Mixte Confruntarea Titanilor. Evenimentul este organizat de Respect Gym Găiești și Combat Club Pitești în colaborare cu Primăria Pitești. De altfel, gala din orașul de pe Argeș face parte din calendarul Sinfoniei Lalelelor, cea mai importantă serie de evenimente culturale și sportive din municipiu. Prețul biletului de intrare este de 25 de lei pe scaunele din tribună și 100 de lei de persoană la mesele VIP. Biletele pot fi procurate apelând numărul de telefon afișat pe ecran 0743 839 611 sau la intrarea în sală în ziua competiției. Printre combatanții celor 9 meciuri, 7 de K1 și 2 de arte marțiale mixte, se numără și 4 argeșeni, unul dintre ei fiind Laurențiu Călugăru. La doar 26 de ani, acesta este cel mai cunoscut luptător de arte marțiale mixte din Pitești, fiind o prezență obișnuită în galele profesioniste din țară. Deși s-a apucat de acest sport abia în urmă cu 2 ani, Călugăru se poate lăuda cu 5 victorii din tot atâtea meciuri. Anterior, încă de la vârsta de 10 ani, a practicat karate, fiind de 8 ori campion național, de 4 ori vicecampion mondial și de 4 ori vicecampion european. De menționat este faptul că toate meciurile de arte marțiale mixte le-a câștigat înainte de terminarea timpului regulamentar al rundelor, de cele mai multe ori prin knockout. Lupta sa de vinerea viitoare este prima de arte marțiale mixte în fața publicului piteștean.